Bună ziua tuturor! Ne aflăm astăzi în al 27 martie pentru al 9-lea training de campus virtual și astăzi vom prezenta și vom discuta despre modulul de note din zona de campus virtual și am să intru direct în prezentare și am să vă arăt de unde sunt și restul de informații. Dar o secundă să fac share screen. Okay. Vă rog frumos să vă puneți microfoanele pe mut. Băieți, puneți vă rog frumos microfoanele pe mut la toată lumea. Doresc să știu dacă se vede, dacă este vizibil ce este la mine pe calculator. Da, se vede. Bun, mulțumesc mult. Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, ca să vă arăt din nou, fiindcă de obicei nu mai am spus, acum voi și arăta, întotdeauna, absolut toate informațiile se găsesc în cursul de tutoriale pentru profesori în News Forum, unde sunt intrările, să zicem, puse pentru ceea ce noi transmitem. Am să vă rog foarte mult ca acest News Forum să-l folosim doar pentru anunțurile acestea generale. De ce? Pentru că, așa cum ați sesizat și cum v-am spus, transmite mail-uri și mesaje pentru absolut toată lumea care este înscrisă în acest curs și acestea sunt în acest moment 960 de persoane și nu are rost să trimitem uneori mesaje pentru toți. În acest moment se află aici absolut toate linkurile și toate informațiile pentru inclusiv pentru toată săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare vom avea trei sesiuni doar, una luni, la care va veni domnul rector, una marți, în care vom discuta despre grupuri în special, și una joi, în care vom discuta despre calendar și despre forum. Am pus inclusiv tematicile. Acolo, dacă vor apărea situații de urgență, le vom trata și pe acelea în mod deosebit. De asemenea, vă rugăm, deci cum am zis, să încercați să nu treceți și dumneavoastră informații aici. Absolut toate ideile care le-a pus așa ca să fie vizibil acum, deci vedeți cum l-am pus acum, a pus Andrei, ca să fii sigur că toată lumea îl vede foarte clar cum intră în acest curs. Dacă, fiindcă dacă îl punem general pe campusul virtual sau în afară, îl văd și studenții și nu știu dacă e bine, mai ales astăzi că vorbim despre modulul de note. Aici se găsesc mai multe tutoriale și mai multe informații și s-au mai și adăugat unele, de exemplu acesta de Zoom Breakout Rooms, care am și pomenit de el și aici este tutorial. Sunt foarte multe lucruri. Vă rugăm mult de tot, uitați-vă pe acestea înainte. Nu sunt lungi, cel mai lung cred că are 6 minute. Dacă nu vreți să vă uitați pe webinar. După aia sunt webinarile în care apare pentru fiecare dintre ele informațiile și aici în idei și exemple de bună practică, mulți dintre colegii noștri au trecut deja informații și au pus exemple pe care pe unele dintre ele noi le vom transforma chiar în tutoriale cu permisiunea lor și puteți să găsiți informații de cum să vă ajutați. Uitați-vă peste acestea, fiindcă toate sunt foarte utile și foarte bune. Deci, chiar vă rugăm frumos. Deci, încercați să vă uitați și care mai aveți idei sau soluții sau ați găsit anumite lucruri, vă rog frumos să le puneți aici. Tot în această parte, eu am să vă pun și am să vă arăt, am să încep cu acest lucru acum. Am să vă pun și câteva, cum să zic, activități care le-am mai menționat și săptămâna trecută, cred că joi, dar le voi menționa din nou. Sunt câteva webinarii. Webinarii sunt tot așa, sesiuni din acestea de training online, care sunt realizate de mari organizații. Aici este una realizată de către IEEE. O să vă pun linkurile acolo, deci le veți avea acolo. Altul este un curs care a fost creat de către trei universități, două universități canadiene și una americană, despre cum să practici blended learning, deci învățarea cu ajutorul internetului sau web-ului. De asemenea, este un curs foarte bun, realizat de colegi, de prieteni, de e-mail, la care și noi contribuim cu anumite date și cu anumite lucruri, mai ales în partea de mai încolo, care a început doar acum
și este cum să predai online. Deci, care sunt avantajele de predare online? Pentru primul sfat care l-am dat întotdeauna este ca să poți să predai în această modalitate în care suntem toți acum forțați să predăm, e bine să fii și tu student la un moment dat. Și acestea sunt cele mai bune exemple și chiar vi le recomand. Și v-am mai recomandat și cursuri de specialitate, sunt multe. Dar pe acestea vi le recomand acum pentru că vă vor permite să aflați multe elemente care sunt sigură că vor fi utile. De asemenea, am să vă pun alte două resurse. Aceasta este o resursă creată de colegii cu care noi lucrăm foarte mult și noi sunt parteneri în câteva proiecte de la Dublin City University, unde e și plin de români, printre altele, fost studenți ai noștri. Mulți au făcut doctoratul pe acolo, chiar dintre cadrele didactice din Politehnică, și care au pus și strâng mai multe resurse care sunt în limba engleză despre unelte libere, gratuite și pe care le puteți găsi. Sunt și, bineînțeles, despre pandemia de acum, dar sunt și foarte multe alte resurse. Luni, EDEN, asociația în care sunt vicepreședinte, organizează un webinar cu unul dintre cei mai cunoscuți sau cei mai populari, să zicem așa, personalități sau experți în zona de online learning, care a creat sau a gândit online learning încă de prin anii 50-60, când, să zicem, nu era decât computer-based training și își imagina o lume conectată la internet și prin dial-up și a condus, cum îi zice, și Open University foarte mulți ani și tot, Tony Bates, și care are experiență foarte bună și un foarte bun prezentator, deci are și abilitățile foarte bune de a prezenta. Vă puteți înscrie la el, este luni după masă, de la ora 18. Deci acestea am vrut să vi le arăt ca și un precursor la aceste informații și unde puteți să găsiți anumite lucruri. Astăzi vom vorbi despre modulul de note. Modulul de note se poate vizualiza de către cadrele didactice, am să vă arăt mai întâi cum văd cadrele didactice acest lucru, întotdeauna de aici, de sub curs. Deci acesta este identificativul de curs, încerc scuze, și aici găsiți modulul de note. Da? Deci făcând click pe el, se deschide un modul întreg diferit. Eu am să încerc să fac acum exercițiile nu pe acest modul, din motiv că sunt foarte mulți, uitați, sunt 974 de participanți la acest curs și va dura foarte mult să fac absolut totul. Voi face acest lucru într-un alt curs, care este un curs de test. No, pardon, stai. Cursul meu de test. Secundă, că l-am pierdut. Numai ce mi-l găsisem. Deci un curs de test în care nu sunt foarte mulți utilizatori și unde am să pot să mă joc, să zicem, ceva mai liberă și fără să distrug pe prea multă lume. Când sunt foarte multe cursuri, dumneavoastră nu puteți să vedeți atâtea. Eu sunt administrator aici și le văd pe absolut toate, da? Va fi poate un pic mai greu, dar așa este cea mai bună modalitate să găsiți modulul de note. Da? Modulul de note, când se deschide, dacă nu este nimic trecut din el, aici sunt acum câteva lucruri trecute, arată cam așa. Acum eu nu am niciun utilizator aici, de aceea și permit să joc, să fac în acest mod. Vi-l arăt pe cel care arăta pentru... Scuze, era deschis. Cel pentru toată lumea, unde vedeți că vedeam utilizatorii, da? Acum eu voi fi într-unul care nu am utilizatorii. Vreau să vă explic mai întâi, fiindcă deja am avut această întrebare. De ce îmi apar aceste note aici? Toate acestea sunt activități. Vedeți că au toate un simbol lângă ele, care este simbolul, iconița, de la tipul de activitate care există. Toate acestea sunt activități pe care noi le-am creat deja în acest curs. Deci sunt activități care au fost create și pentru care am spus că se dă notă. Care le-am creat în această săptămână, pe multe dintre ele. Deci dacă dumneavoastră în cursul dumneavoastră aveți deja activități care le-ați creat și pentru care veți vedea că există notare, vă vor apărea aici. Dacă le-ați dat deja note, ele vor apărea undeva. Eu acum vreau să vă arăt cum introduceți note noi,
Deci note, de exemplu, de la un examen față în față sau un examen online sau o altă activitate, o problemă care le-o dați ca și activitate și pe care nu aveți sarcină, nu aveți activitate aici, nu aveți lucrare, nu aveți o temă, nu aveți ceva de făcut care a fost submisă prin campusul virtual și nu se creează automat un modul de note și cum le puteți împărți pe categorii. Deci cum avem noi de obicei nevoie, notă de activitate, notă de examen și o notă finală. Pentru acest lucru, în momentul în care sunt aici în raportul notelor, am mai multe elemente care sunt aici. Eu am să activez acum modul de editare pentru a putea edita aceste lucruri. V-am arătat până acum doar în modul de view. Și bine, voi merge... Solicită să mărești un pic fontul. A, bun. Bine, mulțumesc. O secundă. Se vede mai bine așa? Va dispărea mie din ecran câteva lucruri. Stați să încerc să-l fac. Măcar cu un pic, așa nu-i prea mic. Bă, hai că lăsăm așa și mă voi descurca eu cumva cu el. Oricum bănuim că-l cunoaștem. Da. Și vom avea aici categorii și elemente. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faceți, chiar dacă aveți, cum am eu aici, trecute foarte multe activități la care trebuie să dau notă sau la care se vor trece notele direct în activitate sau aici. Cel mai bine direct în activitate și acest lucru l-am arătat de fiecare dată cum se trec notele, dar am să vă mai arăt încă o dată astăzi. Există categorii și elemente. Făcând click pe acesta, se deschide o setare de catalog. Da? Care, datorită faptului că totalul de curs este comendie ponderată a notelor, mi-a dat aici niște câmpuri de ponder. Dar notele, după cum le vedeți, sunt puse așa, cum au fost ele create. Deci n-au nicio ordine, nicio indicație, ci cum au fost ele efectiv create de-a lungul timpului, după data în care ele au fost create. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să-mi creez aceste categorii de exemple și de lucruri ca să pot să creez notele și pentru acest lucru am să adaug categorii. Deci în acest moment mă duc și fac adăugat categorie și am să scriu o notă de categorie care este nota activitate. În care am acum mai multe posibilități. Am să fac o afișează mai mult peste tot ca să vi le pot arăta absolut toate posibilitățile și am să le iau pas cu pas. Prima posibilitate este ce tip de medie se va calcula pentru această categorie, deci care este în cazul nostru nota pe activitate. Media simplă ponderată a notelor face o medie simplă, adică 50% sau dacă 4 note le împarte 25% fiecare. Deci face o medie simplă între ele. O medie ponderată a notelor îți permite să definești tu ce pondere. De exemplu, o activitate are 50%, alta 20%, alta 10%. Da? Deci când ai mai multe activități și fiecare dintre ele are o pondere mai mare nota pe activitate sau o nota finală, atunci vă sugerăm să alegeți media ponderată a notelor. De exemplu, pentru mine nota la activitate este, de obicei și am să vă și arăt aceasta în timp real, este media nota pe proiect, care e 60%, iar restul este 20% este o medie de la niște, 30% o medie pentru niște teste de laborator care le-au primit studenții la laborator și 10% este pentru un alt tip de activitate pe care el realizează la sfârșit și care este efectiv raportul de proiect în care trebuie să și reflecteze asupra ceea ce au lucrat. Și atunci am nevoie de această medie ponderată a notelor. Da? Ce înseamnă acest lucru cu exclude notele necompletate? Asta înseamnă că efectiv notele care nu ați trecut notă la unul dintre ei, că nu a fost, nu și-a predat acea activitate, nu nimica, ea va fi exclusă de la notare. Deci, pentru toți studenții care vă sunt prezenți la o activitate sau care trebuie să fie, trebuie să le treceți o notă, fie că acea notă este 0 sau 1, sau ce notă doriți dumneavoastră. Faptul că ei sunt absenți și dumneavoastră lăsați câmpul gol, dacă ei au făcut notă de trecere la celelalte activități, la celelalte, să zicem, teme predate sau activități făcute, le va face media doar cu acelea. Da? Dacă nu, înseamnă că trebuie să-l deselectați. Acesta înseamnă că el va face o notă cu absolut toate notele sau mediile. De ce e bine să fie pus? Pentru că puteți să aveți din eroare
lăsate niște câmpuri acolo, niște activități cu notă. De exemplu, prezența. Da? Instrucțional se spune că nu e bine să dai notă pe prezență. Da? Nu este corect să notezi, poți să ții cont în alt mod, să faci mai puține recuperări cu ei sau ceva de genul acesta, dar nu se notează instrucțional, dar e decizia fiecăruia. În aceste condiții, dacă dumneavoastră ați selectat în modulul de prezență că ei primesc notă pe prezență, le va face un calcul cu nota de la prezență. Nu știu, 33% prezență, le va da nota 3 sau ceva de genul acesta. Da? 100% notă de prezență, primesc nota 10. Deci de aceea e bine să... Și dacă dumneavoastră n-ați trecut nicio notă acolo, el va calcula cu 0 automat și nu vei ști de ce e media greșită. Aici e una dintre cele mai des întâlnite erori care ne-au fost semnalate de-a lungul timpului de către cadrele didactice. Aceste note necomplectate e bine să rămână selectate și dumneavoastră să vă însușiți că trebuie să treceți notă la absolut toți studenții, chiar dacă ei nu au fost. Aici notă de tip A, adică absent, nu poate calcula, deci vă va da erori, trebuie să-i scrieți 0 sau ceva acolo, da? De asemenea, această posibilitate de a se scădea cea mai mică valoare, eu vă arăt acum, sunt foarte complicate, dar vă voi zice și ce trebuie doar să modificați când face simplu. Acum eu le iau pas cu pas pe fiecare dintre ele. Scuzați o secundă. Da. Pentru colegi să se vadă mai bine sus la View Option și să dea pe un zoom mai mare și se vede foarte bine ce este și acum pe ecran. Ce eu nu am cum să-l fac mai mare, sunt la 140%. Nu, colegii să facă pe View Option și se vede Mulțumesc. Foarte bine. Mai sunt care au scris că nu văd sau... Nu știu, dacă e cazul, sus în View Option să-și mărească Mulțumesc ei și se vede foarte bine. Mulțumesc și eu. Scuzați. Ok, mulțumesc mult de tot. Această scade cea mai mică valoare înseamnă că dacă faceți click, vedeți că vă și zice aici, da? Să specificați un număr pentru cele mai mici note care să nu fie incluse în agregare, da? Adică dacă nu vreți să fie făcută media cu nota 1 sau cu nota 3, ci doar cu alte note, acolo puteți, aici puteți să specificați. Sfatul meu este să-l lăsați cu 0, fiindcă de obicei treceți dumneavoastră notele la absolut tot și trebuie calculate cu toate notele pe care le ia. Da? Aici se poate scrie un nume complet pe categorie, care poate să fie mai scurt sau nu. Da? Deci nu e un câmp obligatoriu de trecut în aceste condiții. Aici se poate trece ce tip de element. Vedeți că nici nu le completez, numai vă zic. Da? Cel mai important și un număr de ID când aveți foarte multă notă, dar e bine să intrați la note pe curs, deci nu în modulul general de note unde sunt, vedeți toate notele de la toate cursurile. Da? E mai complicat acolo să le gestionați. Cel mai important lucru aici este ce tip de note dați. Da? Vă recomandăm valoare. Da? Scară este acolo, de exemplu, pentru practică sau pentru, nu știu, educație fizică, poate este cu trecut admis, neadmis sau așa ceva, fiindcă atunci se poate defini un tip de scară admis, neadmis și selectezi între ele. Da? Noi vom da note, cel puțin în acest moment, de tip numere, deci de tip cifre, deci vă rog frumos să scrieți valoare aici. Da? Nota maximă, cam pentru toată lumea, trebuie să apară automat 10, fiindcă noi am modificat acest lucru. Pot să fie eror și să apară 100. Atunci o modificați cu 10, fiindcă asta este nota maximă pe care dumneavoastră o dați. Dacă doriți să aveți notificare sau modificare de notă maximă până la 100, atunci trebuie obligatoriu să o modificați aici, dar trebuie să țineți cont că absolut toate notele trebuie să le modificați până la 100. Deci dacă vă va rămâne o activitate cu punctaj până la 10 și alta cu punctaj până la 100, nu se va putea face calculul final. Acest lucru se poate face doar în activitate. Nu știu, ai 100 de întrebări, de exemplu, la un test grilă, da? Și tu ai spus că fiecare întrebare este un punct. La final îi spui să-ți facă medie ponderată când, în testul grilă de împărțindu-l la 10 sau să fie cu 10. Și atunci să vă vină acest rezultat în double digits, deci în două cifre, ca să vă fie mult mai ușor de gestionat și de trecut și notele după aceea în procesul verbal. Notă de trecere, din nou puteți să scrieți. Ce face acest lucru? Dacă scrieți aici o notă de trecere, nu știu, să zicem 5 sau 4,5, el
toate notele și toate câmpurile care nu au nota de trecere vor fi marcate cu altă culoare. Și am să vă arăt cum arată acest lucru pentru niște cursuri care s-au întâmplat mai vechi, de fost note date la studenți în timp real. Tip de afișare de notă. Este implicit real sau procentaje sau litere în cazul în care v-am zis scrieți admis sau neadmis. Lăsați-l din nou cu implicit real. Din nou vă recomandăm 2 decimale. Dacă nu folosiți decimale, atunci puneți pe 0. Asta înseamnă că nu v-a calculat cu decimale. Dacă nu, îl lăsăm cu decimale în acest mod, fac eu. Din nou, ce înseamnă acest lucru cu ascuns până la? Adică că modulul de note nu este vizibil pentru studenți până la o anumită dată. Mulți au setat acest lucru, vă spun asta din experiența de la IDE, și au uitat să-l deseteze. Deci, ei au trecut note la studenți, dar studenții nu le puteau vedea. Deci, dacă nu țineți minte că trebuie să-l faceți vizibil pentru studenți, atunci îl lăsați așa cum este. Eu îl țin de obicei așa, adică în momentul în care i-am trecut o notă studentului, el poate să o vadă. Când se practică această modalitate de ascundere a notelor? Când nu puteți să finalizați toate notele odată. Adică unii studenți primesc notele, ceilalți studenți, fiindcă nu ați terminat, 200, 300 de studenți și nu aveți cum să le faceți pe toate într-o zi, să zicem, sau ceva de genul acesta, nu primesc notele. Că după aceea ei se frustrează de ce unii au notă, alții n-au notă și de ce și eu să înceapă să vă trimită mail-ul. Sau, alt caz pe care eu, să zicem, mi l-am imaginat că este posibil, este când dați note mai mulți asistenți sau mai multe persoane și un cadru didactic care este profesorul validează notele la sfârșit. Deci ele verifică toate notele că ele au fost realizate corect și că sunt ponderate corect. Deci nu că unul a dat note mult mai mici și altul note mult mai mari sau ceva de genul acesta. Atunci, din nou, acest lucru, modul de note, trebuie să fie ascuns până când s-a finalizat pentru absolut toată lumea partea de notare. Da? În rest, lăsați-le așa cum sunt și la această parte de pondere. Asta fac saldează modificări și vă rog să mă scuzați. Îmi cer scuze, îmi băut un pic de apă. Da? În momentul acesta, după cum vedeți, am aici o notă pe activitate, da? Și am să introduc și cealaltă, să zicem, acum activitate, ca să vă arăt mult mai repede, care este cea de examen. Da? Mai fac din nou clicul adăugat categorie și aici am să scriu nota examen. Și după cum vedeți, dacă nu fac click pe afișează mai mult, el îmi zice nota examen, media simplă ponderată a notelor. Deci eu voi alege media ponderată a notelor, că doresc să vă arăt cum puteți să dați note, nu cu automat împărțirea automată între ei, dar suntem ingineri, dacă nu știm despre ce e vorba. Și n-am să vă mai arăt restul, pentru că restul pentru mine sunt implicite, deci adică rămân doar cele pe care eu le-am folosit. Mi-a mai apărut aici o chestie categorie părinte, în momentul în care deja am creat o categorie, da? Care îmi spune că unde vreau să apară în această categorie. E o subcategorie în nota de activitate sau e o categorie din cursul de test. Eu, în cazul acesta, fiindcă am scăzut notele la examen, este din cursul de activitate. Îi dau salvează modificări. Și în acest moment am două categorii create. Da? Fiindcă vreau să le pot vedea, să zicem frumos așa, să-mi apară nota de activitate și nota de examen, am aici o săgetuță, da? Care apare cu mută. Voi face click pe ea și în momentul acela mi se deschid niște zone în care dintre ele voi face click, acolo se va muta această categorie. Da? Dar aceasta este doar o mutare de vizual. Deci nu este o mutare care îmi spune unde se află acea notă. Acum, eu decid că nota pe activitate, de fapt o voi realiza, zicem, din aceste trei teme, și din acest modul de predare de proiect, da? De aici. Fiindcă am posibilitatea să le scriu note la amândouă, unuia într-o parte, altuia în altă parte. În acest moment, eu voi putea să fac acest lucru
selectându-le, da? Și cu aceste selectări, vedeți, am mers mai jos, voi spune că transfer elementele selectate. Unde? În nota pe activitate, în categoriile deja create. Dacă nu am categoriile create, nu le pot transfera. Fac notă pe activitate și în momentul acela le și văd. Vedeți că și arată puțin diferit. Văd că am o chestie, nota pe activitate care apare ca și cum ar fi un folder mai mare, în care am niște subnote care sunt trecute și mi-apare automat, imediat, totalul notei, categoriei pe nota pe activitate, care va fi o pondere între aceste note care apar acolo și cu notele maxime trecute. Acum, la nota la examen, da, pe mine mă interesează să pot să trec niște note. Da? Să zicem că examenul nu-l dau decât, să zicem, din anumite lucruri de aici. După cum vedeți, am inclusiv prezența la laborator. Dacă eu am setat că notele acestea nu se iau în calcul, nu le va calcula. Dar dacă nu am setat acest lucru, el îmi va calcula media cu absolut toate acestea. Dându-le din nou pondere zero, fiindcă aici e ponderea, din nou nu le va calcula. Peste tot unde eu nu-i definez cu o anumită pondere, el nu va calcula nota. Da? Deci nu va face un calcul final. În această notă de examen, de exemplu, pe mine s-ar putea să mă mai intereseze să adaug note. Deci am notă de, pentru fiecare dintre prezentări. O secundă să văd că echipa scrie. Nu e ceva. Este adaugă element notă. Vedeți? L-am aici. Și în care voi scrie că este examen 1, să zicem. Care din nou este valoare cu notă maximă 0. Am notă de trecere, dacă vreau, îi voi trece din nou, că este 5. Da? Și voi spune în ce categorie apare această notă. În categoria de notă examen. Voi face, salvează modificări și în acest moment voi avea nota de examen și categoria cu nota pe examen pusă. Le voi duce sus numai ca să mi încap o dată pe ecran și să le puteți vedea global pe toate. Am greșit. Am introdus așa sub o categorie. Am văzut? Am să vă arăt de fapt. Deci ați văzut, când am făcut click, inițial am adăugat într-o categorie. Deci trebuie să vedeți aici cum arată peste tot acest lucru, încât să nu fie, nu mai auzit? Încât să nu fie probleme cu trecerea notei dintr-o parte în alta, cu calculul într-o altă categorie. Și acum voi alege faptul că am mutat și că asta a ținut într-o aceeași categorie, știe că am notă pe examen. Voi mai adăuga o notă, da? Dacă am mai multe prezentări sau mai multe lucruri. Și acum cum stabilesc ponderile? Ponderile e foarte simplu, le stabilesc de aici, asta mi-e cel mai simplu să fac acest lucru. De exemplu, voi zice că cealaltă de aici este, să zicem, 27, da? În momentul acesta am ajuns la 0,5 și voi zice că această notă este de 0,5 și astfel îmi va face calculul. Voi zice că nota pe activitate este de 0,5, aceasta este de 0,5 și aceasta de aici este nota completă finală, asta înseamnă că are pondere de 1, deci are ponderea finală a acestei note. Dacă mă decid că, de fapt, în această notă pe examen vreau să iau în considerare și un test de autoevaluare care ei l-au dat pe parcurs, nu știu, parțial sau orice altceva, voi introduce și această, scuze, că trebuie să salvez aceste modificări, fiindcă altfel nu le ține minte. Și le-am făcut în zadar. Vedeți cum pot să fac eror, să uit că trebuie să le salvez. Așa, dar noroc că vă zice, ați văzut, îmi zice, vedeți? Dacă te duci altundeva și nu le-ai salvat, le-ai pierdut. Dacă vreau să trec acest test de autoevaluare, voi face click doar pe el și voi spune că îl doresc în această categorie de examen. Deci îl voi selecta, vedeți, în zona care este sub o categorie, care este destul de vizibil marcată, astfel încât să puteți să nu o greșiți, să zicem, sau dacă o greșiți, oricum o puteți verifica. Că totdeauna veți vedea de sub totalul de categorie.
Deci veți vedea din ce note sunt totalul pe categorie. Și astfel veți putea să vizualizați din ce parte și cum se fac notele. În acest moment voi zice că acesta va avea o pondere, să zicem, de, scuze, de 0,8, da? Și asta o pondere de 0,2. În acest moment voi salva modificările și eu voi putea avea ponderile și toate notele trecute, da? Deci nu este atât de dificil de creat aceste categorii, după cum ați văzut, este foarte simplu și odată ce le-ai creat și ai aceleași tipuri de activități, le rămân și pentru la anul, fiindcă știu că aceasta va fi o întrebare. Deci dacă tu ai niște activități acolo, ele rămân și pentru la anul. Acum, cum se calculează notele și cum se trec notele, da? Ele pot să fie trecute din mai multe părți, da? Și am să vă arăt foarte pe scurt ce înseamnă, să zicem, aceste lucruri din coace. Aici sunt niște setări de note de curs. Eu vă sfătuiesc să nu umblați aici. Sunt destul de avansate. Pentru cine dorește, putem să-i explicăm, are tot felul de alte note. În rest, lăsați-le așa cum sunt. Și din nou, la preferințe de raportul notelor, din nou, lăsați-le așa cum sunt. Ele sunt făcute așa. Să știți că tot ce este pe campusul virtual nu sunt module cum le-a dat. Moodle-ul vine gol. E o platformă. Toate acestea sunt module adunate de noi, integrate, modificate de Andrei, de echipă, de fiecare dintre noi cu ideile lui și după foarte mulți ani de experiență. Deci putem să vă arătăm să le faceți mai avansate pentru cine este nevoie. Deocamdată le lăsați așa cum sunt, sfatul nostru. Deci dumneavoastră lucrați în categorii și elemente, în setare, catalog, ca să puteți să vă setați aceste module. Nu uitați întotdeauna că trebuie să faceți salvează modificări. Aveți aici adăugările de categorii și adăugarea de notă, care este o notă care nu vine din sistem. Deci nu vine din activitățile care au fost create în acel curs, ci vine efectiv din faptul că, să zicem, are o notă trecută undeva. În momentul în care doriți să vedeți cum arată aceste note, trebuie să faceți vizualizare, da? Am pe nimeni în cursul acesta. Este careva dintre voi. Puteți să-mi rolați un student, un tutor, vă rog frumos, în cursul acesta? Cam să arăt până atunci cum arată altundeva notele. Da? Ca să putem să vedeți cum arată notele. Și aici se poate vedea și istoricul de notă, deci de câte ori s-a dat note, cine a dat notele, cum, raportul final. Am să vă arăt acest lucru pe un curs real. Deci pe cursul meu, de exemplu, de tehnologii multimedia din primul semestru, în care există notele trecute din primul semestru, fiindcă acestea sunt note închise, chiar dacă fac erori, sper să reușesc să le recuperez, adică dacă modific din notele studenților, fiindcă sunt note în timp real. După cum vedeți, pot să-mi dau seama imediat unde sunt notele, unde eu am trecut notele. De exemplu, acestea, vedeți, sunt note, da, care sunt trecute după, cum să zic, după ce ei au predat anumite activități, da, test, grilă, etc. Notele care vin din activități sunt acestea, le vedeți că au o zonă. Dar inclusiv pe acestea le pot suprascrie. Da? Acest lucru înseamnă suprascriere, că din acest mod general, din modulul de note, ele pot fi suprascrise. De asemenea, pentru prezența de la laborator, de exemplu, noi le-am trecut la tot 10 ca să poată să facă calculul notelor corect și să nu avem erori. De asemenea, unii dintre ei au primit posibilitatea să mai treacă încă o dată prin proiect și să și le modifice. Și aici sunt notele trecute, care vedeți că apar altfel, fiindcă ele sunt suprascrise. Da? În momentul în care eu modific aici o notă, el îmi va fi modificat și vedeți că s-a și modificat imediat culoarea. Îmi arată clar că am modificat o notă într-o anumită categorie și a fost suprascrisă. Cred că era 7 inițial, așa? Dacă bine țin minte. Da? Deci în acest mod puteți să suprascrieți în modulul de note absolut orice notă. Notele, de exemplu acestea din testul grilă, mai ales acestea care sunt cu verde, întotdeauna de obicei ele apar cu verde, sunt note care vin din testele grilă, automat. Da?
Acestea sunt note pe examen, etc. Așa cum să-mi ziceți, bun, dar cum trec eu notele la fiecare dintre ei? Puteți să le treceți direct aici, în acest catalog general, care e ca un catalog efectiv pentru absolut toată lumea, sau puteți să le treceți în activități. Atunci când ele sunt din activități și am să vă arăt cum trecem o notă, de exemplu, în aceste activități. Cum va vedea un student? Am să vă arăt imediat. Aici avem, cum am zis, partea de distribuție a notelor, în care mie îmi place întotdeauna să mă uit ca să-mi dau seama cam ce tipuri de note am dat. Da? Deci asta este nota finală, nota de examen și îmi spune care mi-e ponderea de note, cum s-au dat notele. Da? În ce tipuri și tot. Ele sunt făcute pe categoriile în care F este cea mai mică notă finală, da? Pentru fiecare dintre ele. Am și istoricul notelor, în care pot să văd cine a trecut în cazul acesta, fiindcă doar eu am trecut notele, doar eu le văd. Pot să am raportul rezultatelor, fiindcă vi le arăt cum arată acest lucru într-un caz real cu mulți utilizatori. Da? Oh. Nu i-am dat să-l facă, deci nici nu mai are rost, da? Și celălalt lucru pe care vreau să vi-l arăt aici, până să vă arăt cum vede un student acest lucru, este partea de export. Deci în acel raport general de note, îmi apare acest export, da? Acest export cel mai bine este să-l facem în foaia de calcul Excel. Ne exportă un Excel, îl voi selecta pe acesta, da? Și îmi spune ce note să-mi exporte, ce câmpuri. Eu le selectez pe toate cele care le doresc. Nu vreau să-mi exporte toate notele, pot să nu mai selectez nimica. Da? Am de asemenea opțiunile pentru format, să includ feedback, să includ și utilizatorii suspendați care nu mai participă, să am un calcul real sau un calcul de altfel și cum sunt opțiunile de publicare ale notelor, aici iarăși nu lucrați. Am să fac export. Mai ca să vă arăt cum arată ele, da? Am să-l salvez. Și am să-l deschid și am să încerc să vi-l arăt, numai ca să puteți să vedeți, am să opresc un pic acest lucru. Și am să dau din nou share screen. Să vedeți cum apar notele. Eu le păstrez astfel ca și copie și mi-apare inclusiv, vedeți, comentariile. Aici a fost la lucrări, la activități, o să vă arăt, la care fiecare le-am dat comentarii, le-am scris ce să facă, cum să facă, ce au făcut, le-am scris toate notele, au toate notele, așa le păstrez eu forever, da? Uneori le și tipăresc ca să fiu sigură că nu le voi pierde niciodată, da? În acest mod puteți să verificați dacă calculul notelor a fost corect. Cum să zic, el nu face erori, că e ca și un calculator, face erori numai dacă ceva nu i-a fost definit bine. Deci dacă nu a fost ponderea corectă, nu au fost trecute toate notele, dacă a calculat și cu 0 sau cu 1, deci îi depinde de cum i-ați dat dumneavoastră setările. Deci el nu face, că e ca și un calculator. Ce introduci, aia calculează, da? Dar fiindcă cu XLS sunteți mai multă lume învățați, puteți să le validați, să le verificați, să vă mai creați o coloană în care să puneți aceeași formulă de ponder de calcul la tuturor notelor și să verificați că e aceeași cu notele pe care dumneavoastră le aveți, dacă vreți să fiți sigur că nu există nicio eroare în calcul dumneavoastră de note înainte de a trece notele în procesul verbal. Și acum, din nou, am să mă duc în campusul virtual și după aia voi lua și întrebări, doar o secundă. Da? Bun. În care am să vă arăt, deci acest lucru a fost exportul. Restul de exporturi, mă rog, dacă folosiți Open Document Spreadsheet, deci dar noi toate cadrele didactice avem Microsoft Office din Politehnică, deci nu este nevoie de acest lucru, puteți să le exportați în foaie de calcul Excel și le exportă foarte bine, după cum ați văzut. Putem să mergem acum înapoi în vizualizare și să văd raportul notelor, deci acesta este vizualizare, raportul notelor, se văd absolut toți studenții
cu absolut toate notele, cu mediile care au fost ele realizate și cu notele finale, cum au fost ele făcute și absolut toate informațiile sunt aici. Cum le vede un student, da? Am să trec acum pe un rol de student. Așa. Și acum am să mă duc la modulul de note, să văd dacă eu am o notă pe acest modul de student. În care mi-apar, vedeți, vă că am posibilitatea, fiindcă ăsta e un general, îmi arată ce note am luat pe fiecare dintre ele. Atât vede studentul. Da? Și din raportul general, el poate să vadă toate notele la absolut toate cursurile. Da? În cazul acesta. Deci să știți că ăsta e modulul de note general, cum îl văd ei. Deci ei pot să-și vadă notele la absolut toate cursurile și nu să puteți să vedeți tot modulul de note pentru absolut toate cursurile, dar e mai bine să lucrați în cursul care este. Deci sfatul meu clar este intrați în acel curs, intrați acolo în modulul de note și lucrați în acel curs. Ca să nu vă încurcați între multele activități, în cel mai ales dacă aveți mai mult de 2-3 cursuri și dați multe note și multe activități, nu o să mai știți care activitate de unde este. Deci intrați în modulul de note al cursului din curs. Da? Și studentul așa își poate vedea absolut toate notele care le-a luat, cum le-a luat, cum au fost ele. Am să trec înapoi în modul meu de editare, astfel încât să vă pot arăta în modulul acesta de raportul notelor, de exemplu, unde i-am scris doamnei Achim, îmi pare foarte rău azi dimineață, nota 3 la una dintre activități, pe care am suprascris-o de aici, da? Și în care în acest moment îmi calculează punctajul și notele, în funcție, vedeți, mi-am scris și mie la unul dintre ele nota 5, la altele 10, ca să puteți să vedeți cum se calculează. Fiindcă eu aici i-am dat 100% din eroare, când am început să fac anumite activități, da? El nu știe să-mi facă calculele. Deci trebuie să intru să modific în acele activități, încât să-mi facă modificarea de notă. Sau, fiindcă raportul final de note este greșit, voi intra, vedeți, în total curs, fiindcă el îmi calculează la 100%. Deci acum le am eu pe toate celelalte cu 10, că îmi calculează la 100%. Nu mi-am făcut acest lucru ca să vi-l pot arăta. Da? Atunci merg de aici de la editează și am editează calculare. În momentul acela fac click pe editează calculare, da? Și pot să modific pentru fiecare dintre ele modul de calculare. Da? Și am să zic cum să facă calculul de note și ce formulă să facă, etc. Da? În momentul în care eu vreau să-i modific absolut toate notele sau să-i schimb modul de calculare, pot să merg din nou în modulul de note și să le pot vizualiza din nou. Deci acesta este modulul de note de aici.